ziua! Sunt Arotela. În sfârșit cu etalarea pentru săgetător. Sfârșit de august, septembrie, toată ziua. Toată luna, dacă vreți, și octombrie, dacă vreți tot anul, whatever. Credeați că am eu ceva cu voi? Nu? Credeați că v-am uitat? Nu? Pur și simplu, mai sunt foarte multe lucruri de făcut și, în primul rând, foarte gălăgie în jur. De-abia am reușit să găsesc acest moment cât de cât de respiră de liniște. Haideți să începem etalarea cu mesaje generale de la îngeri, de la setul de cărți pe care îl primesc. Îmi trimiteți un set de cărți noi. Cine vrea să-mi trimită un set de cărți noi să mă acceseze pe Facebook și găsim o soluție. Că tot am zis că primesc. Da, în fine, dacă vreți să-mi cumpărați un set de cărți, sunt deschisă, evident. Acum, mesajele de la îngeri. La un moment dat se arătase fizică touch, atingere fizică, dar foarte ciudat, atingerea fizică a venit invers. Că cineva nu mai vrea atingeri fizice cu voi, că voi v-ați săturat să-i așteptați, sau v-ați săturat de ceva și pur și simplu sau nu vă mai încântă, nu vă mai atrage. Și chiar dacă vă atrage, este ceva ce poate nu se poate manifesta. Sunt mai multe variante posibile. Sunteți la distanță și nu puteți să vă atingeți. Și vorbiți pe internet, la telefon, eu știu pe ce mai vorbiți voi, Skype, și nu puteți să fiți alături. Însă, ce-a vrut în mod special, de două ori s-a arătat acest mesaj, acțiunile vorbesc puternic. Dacă sunteți la distanță, poate unii vreți să călătoriți, dacă cineva zboară sau vine înspre voi. Dar voi sunteți aia cu săgețile, da? Voi sunteți cei care reprezentați casa a noua călătoriilor peste mări și oceane. Dar în primul și în primul rând, trecând peste, vom vedea cum se mai arată treaba asta cu călătoriile. Asta a fost doar așa un scurt mesaj. Ideea este că acțiunile vorbesc puternic. Și este, evident, un subiect la care multă lume trebuie să mediteze, mai ales când vorbim de dragoste, de relații sentimentale, emoționale, fizice. Da? Felul în care acționează cineva, nu cuvintele, nu promisiunile, nici măcar emoțiile pe care le avem în preajmă, aia e altceva. Gândurile pe care noi le citim acum și care se pot sau nu manifesta. Ideea este că acțiunile, de fapt, demonstrează felul în care... Felul în care vrem noi să manifestăm un lucru. Dacă avem curaj, dacă nu avem curaj, da? Că dacă nu avem curaj, evident că nu acționăm. Vorbesc așa la modul general, ca să nu spuneți că am ceva cu voi. Da, exprimați-vă dragostea, că vorbeam de dragoste, prin acțiuni. Însă, vom vedea ce ar mai însemna asta, că e simplu, exprimați-vă dragostea prin acțiuni. Aveți numărul 49, deci 13 iar e un număr, nu e fatidic, nici fatal, e un număr care transformă, deci felul în care acționăm transformă relațiile, da? Dacă suntem pozitivi, dacă suntem și sunteți autentici, be autentic, da? Este cel mai important, de fapt. Dacă suntem în rezonanță și cu vibrația noastră, preferabil cât mai ridicată, că vorbim totuși despre săgetători sau cei cu marcaje în săgetători care caută să se autodepășească sau să iasă din energia asta pământeană, da? Să iasă și să țintească către cer, către mai sus, către mai bine, către spiritualitate, da? Că până la urmă asta e ideea cu săgetătorul. Cine are acolo marcaj, clar că trebuie să țintească spre mai mult. Însă, fiți autentici, nu încercați să copiați, mai ales la acțiuni, să copiați pe cineva, fiți originali, fiți reali. Ce mai spunem? Exprimați-vă valorile. Bine, asta o spun eu, nu o spune cartea, o spun eu pentru că așa simt. Dar arătați cine sunteți, cum simțiți, care este felul în care gândiți, arătați. Da? Nu țineți ascuns și, evident, ascultați-vă inima în tot acest context. Posibil trebuie să faceți ceva pentru cineva
Și există acele cuvinte puternice, undeva, la un moment dat, mai ascunse. I love you, I love you, I love you. Da? Repet de câte ori pot aceste cuvinte. Cel mai important este să vi le spuneți vouă ca să se manifeste în viitoarele relații, în relațiile actuale, cât mai autentic și cât mai înalt ca vibrație, da? Că nu degeaba putea să pună un călăreț, a pus o pasăre, dar ideea e să acționăm pe vibrație înaltă, să acționați. Da, frumoase mesaje. Faceți ceva pentru cineva. Când acționați, aveți grijă, da? Să și ajutați, să fiți de ajutor, de susținere, să vă ascultați și... Sunt mai multe chestii, da? Vă ascultați și inima, sunteți și autentic, ajutați și pe cineva, vă exprimați. Deci, aceste acțiuni sunt foarte complexe. Aici trebuie să ajungem, da? Aici. Acum, vedem cum se vor regăsi în celelalte etalări, în cuplu, în ciclu, în etalarea pentru cei singuri și pentru celelalte zodii. Vedem că poate nu e pentru toată lumea, evident că e o etalare generală. Din cartea ce, din setul celălalt de cărți, asta care îmi place mie foarte mult, e mult mai artistic, a venit o carte, am senzația, dacă nu greșesc, cred că a venit și la pești. Posibil aveți planete acolo. Sau Neptunul din pești face o quadratură cu planetele voastre și vă inspiră la, poate și Jupiter, dacă aveți acolo, ce frumos ar fi, da? Vă inspiră la creștere spirituală. Aveți aici grația ei. Evident că această carte, numărul 17 înseamnă, se reduce la 8, casa 8-a a Scorpionului și vorbesc de casă pentru că e foarte importantă, poate aveți marcaj în casa 8-a, poate în relația voastră se întâmplă acest marcaj în sinastrie, casa 8-a. Însă casa 8-a este extrem de intensă. Această grație a ei în casa 8-a ar trebui să fie casa 8-a a semnul peștilor sau... un semn foarte sensibil ca să puteți să culegeți această transformare într-un mod grațios. Altfel, transformarea este, în general, transformarea este intensă, dureroasă, cu multe sacrificii. Dar, că sunteți voi, că e altcineva care vă inspiră de la distanță, așa simt, pentru că cineva întinde mâna, eu vă întind mâna și vă chem să ascultați cu atenție această etalare. Da? Că sunt mesaje. Dacă sunteți aici, sunt. Măcar în viața de zi cu zi, într-un fel sau altul, la un moment dat, dacă nu acum, bine este să le aplicați, pentru că vorbim lucruri frumoase. Cineva la distanță vă inspiră... Este casa 8-a Scorpionului, de asta e reprezentată de o culoare albastră foarte intensă. Nu este o apă de suprafață translucidă, este adâncă și totuși avem lumina acolo și totuși lumina trebuie să vină prin conectarea la acea latura voastră autentică, la spiritualitate și să oferiți, da? Să creșteți, iar e o spirală, să creșteți. De aici vin gândurile, da? E Jupiter, Jupiter crește, da? Bine, aici ar fi Jupiter în pești, dar probabil că, într-un fel sau altul, zic eu, că rezonează și cu voi. Creșteți, primiți lumina, inspirație și începeți și oferiți, transformați în voi. Da? Și apoi când apare transformarea sau când apar primele fructe ale acestei transformări, începe și oferiți din ceea ce ați învățat, din ceea ce sunteți acum. Dacă nu sunteți voi și poate să fie evident că poate să fie mesajul și pentru bărbați dacă se cuplează. Se cuplează la o energie feminină și nu vorbesc la femei, da? Nu vă cuplați la femei, vă cuplați la energia voastră feminină, că știm acum, în secolul 21, că avem și energie feminină și masculină și bărbații și femeile, da? Acțiunile reprezintă energie masculină. Este Marte, da? Aici este altceva. Nici măcar Venus. Este un Neptun. Este un Neptun, poate un Venus, da, nu. Lună. Lună sau maxim un Neptun. Dar... am zis, este vorba de o creștere
expansiune a darurilor divine, a inspirațiilor. Că vreți voi să manifestați această energie, bărbați, femei, nu contează. Frumos ar fi să manifestăm această grație din când în când. Chiar și, și chiar când acționăm, da? A, interesant. Chiar când suntem autentici. Să nu uităm să ne păstrăm, să vă păstrați grația. Și totuși, am zis că ceva se leagă de casa peștilor, casa a 12-a, interesant, casa a 12-a a viselor, a visurilor, a lucrurilor necunoscute. Lumina asta vine pe o cale necunoscută, în cazul în care vreți voi să o accesați, repet, poate să fie cineva, pentru că apare totuși cineva, o stea în preajma unora, un personaj care inspiră, da? Dar, haideți să terminăm aceste mesaje. Aveți simplitate. Da? Numărul 4. Am senzația că și peștii au avut. Am zis, este o grație manifestată prin simplitate, pentru că de multe ori, cei care... Știți, cartea aceasta, și sper că mă înțelegeți corect și nu interpretați, această carte a autenticității ar putea fi asociată lui Uranus, da? Cel care încearcă să iasă în evidență. Dar e o mare diferență între a fi autentic și a ieși în evidență, pentru că unii vor să-și găsească această autenticitate, unicitate, ce-ar mai fi, imagine specială lucrată într-un mod care șochează, da? Că asta e Uranus, șochează. Dar ideea este să vă găsiți această autenticitate într-un mod inspirant, grațios și prin simplitate. Posibil într-un moment, în momentele simple ale vieții voastre s-ar putea să vă conectați la această energie sau în momente simple să vă gândiți la acest personaj, ce spune, ce exprimă și să primiți această inspirație pentru unii. În spate aveți și 4. 4 vă dă stabilitate, iar în casa 4, casa 4 a aracului, vă vorbesc de casă, nu de cineva în zodia aracului, da? Vorbesc de casa acum, este un mesaj general. În spate, ce mai aveți? Pelerina sau măști, nu chiar măști, este o situație confuză, confuză emoțional, o situație pe care nu o înțelege sau cineva care nu se arată, interesant, e the cloak, da, ca o pelerină. Cineva care se acoperă și nu este autentic. Că sunteți voi, deși mă cam îndoiesc, că, deși depinde de aspectele voastre, că e altcineva care nu este autentic, înțelegeți prin felul în care acționează, interesa mesajul. Da, și ascultați-vă inima în această relație. Înțelegeți de ce nu pot fi autentici. Ascultați cu inima și vedeți ce ar putea ei să ascundă și chiar, adică să simțiți, să deduceți, nu neapărat să înțelegeți rațional, pentru că la un dat e destul de greu să înțelegi pe cineva care nu vrea să se exprime. Există o lumină în depărtare. Acest personaj stă deoparte, stă mai în umbră, nu vrea să acceseze această lumină, că sunteți voi, că e altcineva, iar voi știți, din acest motiv vi s-a adus aminte să vă concentrați pe lucrurile simple, pentru că acolo e, da, e alb, acolo veți găsi lumina, da? Lumina e și aici, în lucrurile simple, momentele simple. Și cel mai simplu moment este când faci o meditație, când faci o rugăciune. Este atât de simplu. Și nu știe nimeni, nu trebuie să știe nimeni. Acolo ești cel mai autentic, da? Cel mai autentic acolo ești. Ce interesant este că după această carte foarte misterioasă și confuză și difuză, apare inima lui Dumnezeu. Asta iar ține foarte mult de săgetătorul care țintește către mai mult, către mai sus, cum am zis mai devreme. În aceste momente de singurătate, de simplitate, de singurătate, că e cineva singur, da? Decât să stați în umbră și să vă lăsați copleșiți de niște situații ambigue, de niște energii pe care le primiți de la oameni care nu sunt autentici, care se acoperă, care se ascund, da? Mai bine, în aceste momente de simplitate, iar avem alb, aveți alb, da? Aici vă conectați la inima lui Dumnezeu. Acolo este lumină, esență pură. Acolo e. Și apoi începe expansiunea, apoi începe Jupiter, da?
Apoi începe focul pe care trebuie să-l generați, da? Conectați-vă cât se poate, măcar prin imaginație, la această inimă a lui Dumnezeu, pentru că, oh, ce frumos, acolo găsiți momentul de bucurie maximă, da? Repet, acest personaj poate să fie o situație din viața voastră, cineva din viața voastră care se ascunde sau care vă așteaptă sau care nu e deschis, da? Și acolo, după ce vă conectați la inima lui Dumnezeu și vă detașați de această stare, da, de umbră, acolo vă găsiți bucuria în inima lui Dumnezeu și faceți alegerea. Urmează o alegere în momentul în care vă conectați. Oh, ce frumos! Ce frumos! Da, vezi, au apărut niște cărți ca la pești. Și am mai făcut etalarea de atunci, am mai făcut la Scorpion, da? Și am și amestecat cărțile. Apar cei bătrâni, da? Ancient Ones. Ancient Ones, da. Cei bătrâni. Iar cineva, ia uite, un corp de lumină, un personaj de lumină se conectează la această rază și aici este familia. Vă conectați la familia voastră spirituală, da? Ia uite ce frumos! La un rai și înțelegeți o misiune spirituală, da? Dansul planetelor. Înțelegeți că fiecare are o hartă astrologică specială pe care trebuie să o manifeste. Sper în curând să vorbesc despre chestia asta. Și reveniți la numărul 1. Da? Reveniți la numărul 1, la momentul iar de expansiune în care trebuie să dezvoltați, să creați ceea ce ați primit. Dar e interesant că aveți și inima lui Dumnezeu și raiul, foarte frumos, roșu și albastru, o complementaritate. Evident că raiul ține de creația divină. Inima lui Dumnezeu este chiar Dumnezeu. E o mare diferență. Însă numai acolo, conectându-vă, puteți să intrați în vibrație, să intrați în vibrația familiei spirituale din care faceți parte, ca să vă pregătiți drumul, da? Către rai, într-o formă sau altă. Și să nu uitați că raiul, mai presus de toate, este în noi, este aici. Raiul este chiar aici. Deocamdată, bine că sunt mai multe variante, dar vorbim așa. Repet, cineva vă inspiră. Sau primiți inspirație pe o cale foarte subtilă, să zicem, din cartea, din seria celorlalte cărți. Iar steaua, iar inspirație, iar vindecare, am spus, este cineva care vă inspiră. Foarte posibil un personaj care nu poate fi atins, că intre... Da, ce frumos! Dar nu degeaba a venit Physical Touch Invers. E un personaj care vă inspiră, dar care nu poate fi atins, ca și steaua. Steaua strălucește, dar cine poate să o apuce? Cine poate să o apuce și să o aducă în viața sa? Posibil priviți la cineva ca la o stea și asta e, rămâneți așa, în contemplare. Dar decât să rămâneți în contemplare, frumos ar fi să... Vă lăsați inspirați și să vă hrăniți și pe voi și viața personală și viața celor din jurul vostru prin ceea ce primiți ca și lumină. Ar mai fi un alt mesaj. A venit steaua, însă au fost urmat de regina de cupe invers. O persoană cu marcaj, zic marcaj, în semne de apă, însă fiind invers cartea, mare grijă că acest personaj manipulează emoțional. Da, nu este autentic, nu degeaba a venit această carte, ascultați inima, ascultați cu inima. Vedeți, analizați acțiunile oamenilor, da? Interesant este că a apărut și aici un personaj ascuns, da? Cineva nu este autentic în această situație. Ei, și în acest context, da? Și în acest context trebuie să vă vindecați, da? Eventual să căutați ghidaj, lumină, inspirație în altă parte ca să înțelegeți, nu neapărat de ce vă manipulează, să înțelegeți că există cineva care vă manipulează emoțional. Poate o face inconștient. Majoritatea oamenilor fac inconștient. Și, da, există un blocaj, de obicei ce este semnul săgetătorului, că sâmbăte. Un personaj care a trecut prin foarte multe situații, care învață să-și blocheze teritoriul, să pună niște limite în relațiile sale ca să nu mai fie dezamăgit, ca să nu mai fie rănit, pentru că a fost de prea multe ori manipulat sau abuzat într-un fel sau altul. Și apare și trei de cupe. În acest context, eu așa simt. Simt că a fost un triunghi pentru unii, un triunghi amoros.
Și nu, când zic că triunghi amoros, nu mă refer musai la a treia persoană care intervine în cuplu, în relație, posibil a treia cupă să reprezinte și jobul, și responsabilități, și familia, și neamul din care faceți parte unii și alții, da? Un trei de cupe lângă 9 de monede n-are cum să mă facă să... Adică chiar nu simt, nu simt că ar fi întâlnirea cu sufletul pereche. Mai ales că apare și regina de cupe. Invers. Și steaua. Vindecare. Aveți credință că vă găsiți eventual... A, ce frumos! Vă veți găsi echilibru emoțional, hrana emoțională, bucuriile emoționale, că asta înseamnă hrana emoțională, dar susținere emoțională. Normal, regina de cupe susține emoțional, este un consilier, da? Teoretic ar trebui să reprezinte această energie, dar invers, e clar că este alt personaj. Repet, mai degrabă acesta. Dacă n-ați putut să primiți această susținere emoțională de la acest personaj cu planete în semne de apă, marcaj, aveți speranță, credință că vă veți echilibra emoțional într-o altă direcție. Și interesant este că la capătul setului de cărți apare la un dat lumea, pe care am mai văzut-o când am amestecat cărțile. Încheiere de capitol. Încheiere de capitol, după o situație, iaute, extrem de dezamăgitoare și mental și emoțional. Posibil să fi fost o aventură pentru unii sau nu neapărat. Aici de obicei cartea săgetătorului, cavalerul de bâte, cel care se duce, călătorește peste hotare, da, ca să-și manifeste de acțiunile, vorbesc puternic, să-și exprime dragostea, pasiunea, da? E dispus să călătorească față de cavalerul de monede, care nu prea, da? Da. Totuși, a fost, ia uite, 2, 2, 2, 2 de spade, 2 de bâte, 2 de monede, o jonglerie. Cineva nu s-a putut decide, au fost confuzii, unul s-a abținut. În fine, da? În această confuzie a trebuit să vă întăriți, că de-aia înseamnă, asta înseamnă și puterea, da? A trebuit să vă întăriți. Posibil a fost și orgoliu cuiva. Dar, repet, încheiați acest capitol, blocați. Doi de spade, asta înseamnă blocați o comunicare. Trei înseamnă comunicare, înseamnă și drumuri, da? Iar este un drum aici, da? Blocați toate aceste energii, da? Confuze, triste, dezamăgitoare și conectați-vă la inima lui Dumnezeu. Adică, ridicați-vă deasupra acestui capitol și intrați într-un alt capitol. Este un portal. Intrați prin portalul ăsta. Un portal care, cu răbdare și cu o nouă viziune asupra vieții, asupra situațiilor prin care ați trecut, sacrificiilor, mai mult sau mai puțin, că acum nu o să fi făcut toți sacrificii, dar poate unii ați făcut, da? Casa 12-a peștilor, iar casa, da? Inspirației pe calea viselor. Și momentele de simplitate, vine inspirația cum să creșteți. Cum să creșteți. Acesta e un nou capitol. Cu răbdare veți crește. Eu așa simt acest mesaj. Cu răbdare veți putea manifesta acest Venus în viața voastră. O energie stabilă, o persoană stabilă, dar nu instabilă emoțional. Da? O persoană deschisă, nu care se închide. Și dacă e stabilă, nu vă pune în triunghiuri sau triouri. Și repet, acele triouri posibil să fi fost și alte activități sau pur și simplu. Unora le place să stea pe calculator, pe aia, aia. Da. Acum, hai să vedem. Săgetător, cuplu. Ia să vedem. Odată. De două ori. Și de trei ori așează-te. Oh! A picat asta. Îl văzusem? Și asta. Interesant. Ok. Asta. Wow, uite, vezi? Săgetător, varianta bună, nu a tuturor, evident. Astea sunt foarte multe, deși cred că o păstrez doar pasta. Aha!
ce frumos! Ce frumi-frumi! Frumi-frumi. Deci, în cuplu. Ia să vedem. Ați avut niște probleme financiare. Hai să mai vorbim și alte lucruri, da? Ați avut niște probleme financiare. Se vede după 5 de monede. Poate nici nu, poate unul dintre voi, că vorbim de cuplu, a fost bolnav. Poate unul dintre voi și-a pierdut jobul, iar. Însă există șanse, că asta este prima carte, totuși la capătul setului de cărți, șanse de creștere, de construcție, reconstrucție, de colaborare cu cineva. Da? A, interesant, 5 cu 3, ce frumos, 8. 8, transformarea despre care am mai vorbit. O transformare care vă poate aduce succes, deși înseamnă luptă cu concurența. Însă, ca să puteți lupta cu concurența, trebuie să vă separați de vechile colaborări și să transformați ceva într-un mod foarte profund, o viziune asupra felului cum vă conduceți viața. Dacă nu schimbați această viziune, veți avea dezamăgiri. Da? Unii dintre voi probabil că aveți în preajmă un șef, cineva care încearcă să-și impună, eu știu, controlul, autoritatea, mai greu cu săgetătorii, dar în fine, cine știe. Însă eu zic, iar există acest personaj, Regina de Cupe, la un moment dat în trecut, dar niște discuții destul de neplăcute, Cavalerul de Spade, într-o relație karmică, 4 de monede, asta îmi spune, relație karmică, 4 e casa 4 a familiei, da? Însă, stres emoțional și mental, 5 de monede, da? 5 de 8 de spade, mult stres în această poveste și un limbaj nepotrivit, neemoțional, e Cavalerul de Spade, da? În această situație, trebuie în această situație, unde era cartea, să vă ascultați inima, să renașteți într-o altă direcție. Dacă vreți să vă împăcați de 11.000 de ori, că e ciclu karmic, da, cu acest personaj, veți simți de fiecare dată, da, 3 de spade și valetul de spade. În comunicare sau în comunicare emoțională, că avem o inimă, veți fi dezamăgiți. Interesant este că în cărțile, acum citesc la capătul setului de cărți, în cărțile care sunt pe masă aveți 4 de spade, da? Trebuie să vă vindecați, să vă vindecați de aceste situații și simt eu, aici sunteți voi semnul de foc. Voi trebuie să vă vindecați, voi trebuie să vă transformați, să vă transformați, eventual să vă separați într-un fel sau altul, nu neapărat de acest personaj, dacă vreți, v-am zis, împăcați-vă de câte ori vreți. În primul și în primul rând, că am zis că vorbeam și de bani, trebuie să vă schimbați felul în care gândiți. E casa 8 a scorpionului, a sexualităților, dar și a sexualității, dar și a banilor, da? Sunt multe de spus. Este un Uranus sau tot scorpion aici, separări. Însă separările vin cu lumină, da? Această moarte merge către o nouă viață în lumină, că tot a apărut heaven, tot a apărut raiul, încercați și manifestați raiul de acum, din viața voastră, da? Că de suferit tot suferim, dar trebuie să fie un moment în care spuneți stop, da? Spuneți stop prin această, da? Moarte, stop, nu mai vreau, gata, vreau să transform. Amândouă vorbesc de transformare. Dar o transformare în care voi v-ați învățat lecția și vreți să manifestați un nou capitol, o nouă viață, da? În care să aveți succes, să puteți să vă luptați, energie, inspirație, să vă bateți cu concurența, să faceți bani, să vă echilibrați, da? 3, da? Financiar, 3 și 5, 8. Să vă echilibrați financiar. Această regina de cupe poate să fie mătușa, sora, ăluia, ăluilalt, da? Nu vă dau eu musa impresia că e vreo... Este un personaj
cu marcaj în semne de apă. Însă aici aveți săgetătoriu, varianta superioară, care intră pe grația lui, intră pe grație sau în grația divină, că tot vorbește cu Dumnezeu. Ce frumos, da? Se conectează la inima lui Dumnezeu, la înger, la arhanghel și se curăță. Asta trebuie să faceți, să aveți răbdare ca să vă echilibrați eventual cuplu financiar, primiți ajutor financiar, dar trebuie să vă vindecați, unul dintre voi trebuie să vă vindecați. Și repet, acele dezamăgiri pot să fie și la locul de muncă, pot să fie cu membrii ai familiei lui, ei, da? Este un capitol, ce stare am, este un capitol pe care trebuie să-l încheiați, da? Ca să nu manifestați iar dezamăgiri, ca să nu manifestați iar dezechilibru financiar. Și acum, ce stare am, ce fior am. Și acum simt că poate în acest cuplu unul a dat mai mult lui mama, lui tata, surorii de la, eu știu, Folticeni. Nu știu de ce mi-a venit acum cuvântul ăsta. În fine, zic, da? Dezechilibre financiare. Hai să-mi ajut și sora și fratele și pe mama și pe tata și se dezechilibrează situația în familie. Pentru unii. Pentru că, da, în fine. Asta un mesaj, evident. Dar, chiar dacă n-a fost cazul acesta pentru unii, trebuie să vă vindecați. Vindecare, aveți două cărți care sugerează vindecarea. Să vă echilibrați financiar, pentru că posibil, dacă ați avut unii în acest cuplu probleme de sănătate, ați cheltuit bani la doctori. Da? Acesta poate fi foarte bine un doctor. Sau cineva care vă inspiră, da? Her Grace ar putea foarte bine să fie un bărbat care exprimă varianta sa feminină superioară. Acțiunile vorbesc puternic. Fiți de ajutor celor din casă dacă vreți să vă exprimați, să vă mențineți stabilitate. Dar, repet, într-o altă formă de gândire. Și, repet, există și șanse de colaborare cu cineva, de reconstrucție, refacere financiară. Nu mai vreau să dau zodii, dar aveți Săgetător, aveți Taur Balanță, aveți Leu, Taur, Vărsător, Scorpion. Okidoki. Am văzut Pluto în acțiune, da, judecata. Ia uite, Jupiter, Săgetătorul, da, trebuie să se vindece că era epuizat. Energetic într-o situație. Hai să vedem. Știu că săgetătorii muncesc foarte mult în cuplu. În cuplu chiar muncesc. Eu pe cei pe care i-am cunoscut au fost foarte implicați în a susține, măcar financiar, familia. Hai să vedem. Săgetători singurei și singurele. Nu prea vă găsiți, da? Partenerul așa de ușor. Aveți standarde înalte. Există cineva cu marcaj în leu? Sau acum în perioada zodiei leului, odată, de două, de trei ori, așează-te. În perioada zodiei leului, probabil că ceva s-a întâmplat. Iau, ce departe ai zburat. Ia. Aha, e vreo, ți-a apărut semn de foc? Ok. Comunicare. Vreți o relație în adevăr. Vreți o relație bazată pe autenticitate, da? Vreți adevăr, victorie, reușită, un nou început. Măi, dar ce stare am la voi? Eu nu mai fiore am aici în vârful capului. Și pe mâini. Și simt nevoia să mă exprim când simt chestiile astea, că așa sunt eu, expresivă. Vreți stabilitate, vreți relații stabile, dar nu bazate pe interese financiare, da? Bazate pe pasiune, pe energie comune, da? Amândoi să vibrați la unison, să vă bucurați. Vreți să vă bucurați. Interesant că a venit cavalerul de cupe invers. Dacă într-adevăr
Este cineva, e a doua oară când apare semn, personaj cu marcaj în semn de apă, dar invers. Ori personajul nu vrea să mai împărtășească emoțional cu voi și din acest motiv voi ziceți ok, îmi caut o nouă direcție. Dar am înțelepciune, am viziune, am viziune, am lumină mentală. Ah, interesant, da? Este lumină mentală, da? Ca să pot să manifest întâlnirea cu sufletul pereche, un suflet pereche darmic, cu sufletul geamăn, unii dintre voi care lucrați la... Chiar dacă acest personaj ori iese din viața voastră, ori voi nu vreți să mai oferiți emoții cuiva care nu vă înțelege. Că și voi oferiți emoții, da? Sunteți semne de foc și semnele de foc și de apă sunt foarte emoționale, da? Nu doar pasiune, sunteți și emoționali unii. Bine, depinde de marcajele voastre planetare. Dar... aveți semn de aer, semn de foc. Au, de judecată. Judecați, bine, încercați să vă conectați. Măi, nu știu de ce așa se vede așa, de la lumină. Dar să vă conectați la ce? La cum am zis mai devreme, inima lui Dumnezeu. Și iar în stări și iar în fior, da? A ținut foarte mult unii dintre voi, nu musai la o fecioară, la cineva... O persoană frumoasă, într-adevăr, independentă financiar, singurică, singurel, însă apare o detașare emoțională. Da? Posibil acest personaj era foarte concentrat pe bani, pe carieră, pe relații practice, materiale, da? Și uite așa, iar apare. Iar apar conflicte, argumente, discuții cu un semn de apă. Un semn de apă. Și nu-mi place. Sunt dragi semnele de apă, dar cineva cu marcaj în semn de apă. Dacă fiți scorpion, cu scorpionii clar aveți niște discuții. Da? Cu niciun semn de apă nu mi-e rușine când manifest o energie negativă. Foarte posibil, nu obligatoriu. Foarte posibil. Unii dintre voi sunteți între un semn de apă și balanță și taur. Da? Ia uite. Blocaje, dezamăgiri. Ia uite și aici. Fugăciosul, mincinosul, grijile, dezechilibrele financiare. Puf! Lăsați-le în urmă, dragii mei. Vă rog, frumos! Lăsați-le în urmă. Urât. Da, erau pe aici. Așa. Lăsați-le în urmă. A ținut foarte mult acest personaj, preîmpărăteasa care am văzut-o mai devreme. Concentrați-vă, dragii mei, pe adevăr. Sunt vremuri foarte importante. Foarte importante. Este aproape urgent să manifestați relații în adevăr care sunt bazate pe corespondențe emoționale, spirituale, pasionale, da? Nu pe manipulări, da? Nu pe manipulări, nu pe obsesii, nu pe dependențe emoționale, financiare. Asta e. Dar cu acest as de spade există posibilitatea pentru unii să manifestați ceva în adevăr, măcar o discuție care la un moment dat să pună bazele, că asta e o fundație, acea discuție să pună bazele unei relații. Eventual discuția să nu fie emoțională, să fie mult mai rațională. Unii dintre voi, posibil, depinde ce marcaj aveți, că tot mi-a apărut conexiunea cu peștii, poate aveți acolo planete, unii dintre voi, da? Și sunteți, sau un scorpion, da? Și aveți tendința voi să vă bazați foarte mult pe emoții. Eventual aveți nevoie să comunicați voi rațional, ca să puteți pune bazele unei relații de lungă durată. Ați înțeles, da? Mă bucur. Acum. Săgetător. Berbec! Am văzut un diavol. Obsesii sexuale, dependențe sexuale.
Să sperăm că nu. Că... De fapt, nicio dependență nu e bună. Că e sexuală, că e ego, că sunt dependențe financiare, niciuna nu e bună. Mora, asta e cu minte. Deci, de trei ori, o dată, săgetător berbec. De două ori. De trei ori. Ok, așa, sete. Săgetător berbec. Apare săgetătorul aici, într-o formă sau alta. E săgetător, mai degrabă săgetător decât berbec, pentru că sunt săgeți. Dar apar și multe confuzii. Unul dintre voi, posibil, are, aveți 2 de 7, poate 7, sunteți născut în 7-7, unii dintre voi, sau poate sunteți marcați de 7, luați-vă, calculați-vă, vedeți ce și cum. Însă de la 7 se trece la 8, o să vedeți și 8-8. Posibil să fie un moment al vostru, da, în care voi trebuie să înțelegeți niște lucruri și apoi de la, în momentul în care vă schimbați vibrația de la 7 la 8, începeți transformarea despre care am tot vorbit la început. Posibil aveți voi sau ei opțiuni. Ei, și din cauza asta, celălalt unul din voi trebuie să aștepte. Trebuie să aștepte. Și am senzația că unul dintre voi s-a cam săturat să aștepte, pentru că central este această așteptare. În față, ia uite, în față privește la pom, la monede, investesc în atâtea iluzii, vise, opțiuni. Sau în acest personaj care îmi creează iluzii, mai ales dacă e berbec cu planete în pești, da? Că foarte posibil să fie, da? Unul dintre voi, repet, nu contează care, voi știți mai bine, are aceste multe opțiuni și opțiuni nu înseamnă neapărat personaje în viața lor. Multe lucruri de făcut, cum am eu. Multe lucruri de făcut. Și atunci celălalt își așteaptă. Ei, ce fac? Intru în relație cu acest personaj care are atât de multe lucruri de făcut și nu are timp de mine. Și treceți, schimbați către 8. Schimbați către 8. A trebuit să clarific, dar schimbarea asta este benefică. Eu cred că învățați să... Imediat vă arăt, da? Iar apare 8 transformare. Și e o trecere, 7, 8, 9, o să vedeți, 9, casa 9 a săgetătorului, a lui Jupiter, da? În primul rând începe să vă concentrați pe muncă, pe transformarea voastră, e un foc aici, transformarea voastră practică, cum am zis, și financiară și practică, e casa aceea scorpionului despre care am tot vorbit, unii ați învățat, da? Încercați să vedeți într-o altă direcție, da? Uitați-vă și voi, da? Central, cineva stă și așteaptă. Și săgețile tind în o direcție opusă. În direcția opusă. Poate că din august, că vorbim totuși în august, începe să vă schimbați un pic direcția. Nu mai stați să vă uitați în pământ. Aolo, ce obosit sunt, ce m-am plictisit, da? M-am plictisit să tot sper că o să apară fructe din această relație. Personajul să se uite la cupe. Stă și visează. Pe care să o aleg? Și aia îmi place, și aia îmi place, și aia îmi place. Și l-am dat unul dintre voi, care o fi. Eu zic că e săgetător, așa zic eu. Puteți să ziceți voi altceva. Își caută comunicare interesantă, pasională, călătorie într-o altă direcție. Așa simt, dar trebuie să clarific. Ca să știu exact. Dar așa simt, că încearcă într-o altă direcție. Că altfel, dacă stă în această energie, stagnează și își amână productivitatea. Productivitatea o găsește în momentul în care intră în transformare, da? Și în momentul în care începeți, unii dintre voi, să puneți niște bariere, să nu mai... acceptați aceste așteptări, să vă pună cineva în stand-by la infinit. Stai că nu pot acum, mai stai un pic, mai așteptat, la 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 la, da? Stai, nu pot acum că trebuie să mă duc la serviciu, nu pot acum că trebuie să fac cu tare lucru, nu. Gata, stop. Ori ai timp, ori n-ai timp, da? Că m-am cam săturat, da? Cineva învață să pună aceste bariere, da? Să-și protejeze terenul, acumulările financiare, tot ce transformă, începe să protejați ce transformați, ei, și ce mai interesant,
începe și vă vindecați, pentru că acest as de cupe a apărut între Chiron, rănitul, săracul, luptătorul care a trecut prin multe, și este urmat de patru de spade, iar un personaj care se vindecă. Vă vindecați, aceste așteptări, da, patru, iar o energie care stagnează. Vă vindecați, pentru că trebuie să încheiați un ciclu. Vedeți că am pus pe canal o poză foarte frumoasă, alb-negru, despre oamenii pe care îi întâlnim în viață. Citiți-o și o să înțelegeți ce vreau să spun, da? Vindecați-vă în primul rând pe voi ca să puteți să atrageți o nouă etapă în viața voastră sau ca să puteți să alegeți corect în cazul în care sunteți voi aici sau ca să manifestați un personaj care are timp de voi, care vă umple sufletul, care vă umple inima, nu vă pune în așteptare să munciți și apoi să stați. Ok, am muncit și acum ce fac? Tot singur sunt sau singura, da? Am vorbit cam mult, hai să-mi scot. Săgetător, taur. Uf. Săgetător, taur. De trei ori, odată. De două ori, săgetător. Asta? De trei ori, așează-te. Săgetător, taur. E, taurul să se arate. Ok, ok. Conflicte cu semnul de pământ și aici e Jupiter. Voi, norocoși, roata norocului. Cum adică? Griji, evident. Taur apare și aici. Este balanță de este... Balanța este, de fapt, zodia taurului. Balanță în semn de pământ. În fine, o situație. Ia uite, taur apare și aici și trei de spade. Dezamăgiri mari. Într-o situație. Legătura aceasta spirituală este dezamăgitoare. Dar legăturile spirituale sunt ca să învățăm, să creștem spiritual. Eventual, dacă vreți să înțelegeți de ce ați fost dezamăgiți, trebuie să mergeți eventual la un ghid de lumină, la un om cu autoritate, să vă conectați la spiritualitatea voastră ca să puteți să înțelegeți nouă de spade. Iaut. Acest dezechilibru, posibil și financiar, posibil un triunghi pentru unii și, repet, poate să fie jobul sau ego-ul sau, eu știu, familia lui sau ei, da? Da. Nu este. Nu e. Ceva nu merge. Nu degeaba cineva stă la pă și se gândește. Ce să fac? Auliu, că iar n-am certat. Păi, pentru că unul dintre voi este extrem de încăpățânat. Este cartea egoului. Da. Central aveți regina de monede. Regina de monede, în acest context, bănuiesc că este semnul de pământ. Și totuși, și reginele și regii stau pe tron, da? Au energie statică, voi sunteți jupiterieni, aveți nevoie de creștere, ceva nu crește, ceva trebuie schimbat, în felul în care comunicați. Posibil că apar spade. Bine, cărțile cu spade în general sunt negative, dar pentru că oamenii nu știu să comunice, de-aia majoritatea cărților cu spade sunt negative. Posibil există invidioși, vă dau și varianta, o altă variantă, așa am simțit. Foarte posibil există invidioși în această relație. Ia uite. Apare, iar, mincinosul, conflicte, invidioși, familii. Tot s-a încercat de mai multe ori menținerea stabilității, dar ceva nu merge. Repet, poate să fie ego cuiva, felul în care comunicați, invidioși sau pur și simplu... Pentru că acest semn de pământ se uită la un semn, la această carte, ori ei sunt invidioși, ori ei au în preajmă un personaj invidios care tot intră, ne distrage atenția.
Regina de monede, semnul de pământ, să zicem, este cu spatele la Jupiter, la noroceși, la norocoși, la norocei, la... Na, voi sunteți norocoși. Este cu spatele la această energie care trebuie schimbată. Da, e o situație, sunteți într-o relație predestinată tocmai ca să învățați ceva. Ar trebui, dacă vreți să vă mențineți stabilitatea, să învățați, să schimbați energia și să schimbați felul în care comunicați. Cineva fuge. Din când în când fuge. Ia. Săgetător cu cera, cu gemeni. O dată, de două ori, de trei ori. Așează-te. E suficient. Ok. Mai. Iar dezamăgiri, iar dezechilibru, iar o aventură. Un blocaj, cineva a blocat o aventură ca să-și mențină stabilitatea acasă. O, da, posibil. Posibil. Da. Posibil a fost blocată această aventură care creează dezechilibre și dezamăgiri. Ca să se mențină stabilitatea, să se construiască o creștere într-o relație spirituală sau de lungă durată sau căsătorie. Trei de monede. Se dorește comunicare constructivă, se dorește colaborare. Pentru unii, posibil să fie, pentru unii că apare, iau-te, leitmotivul, trei de spade, trei de monede și dezechilibru și triunghiurile, apare, există potențialul ăsta. Pentru unii, posibil să fie triunghi amoros la locul de muncă, există și seducătoarea, că sunteți voi, că e altcineva, cineva se duce în acest context și altcineva se consumă într-o relație de familie sau într-o relație de lungă durată în care îi se pierduse pasiunea. În această relație se pierduse pasiunea, s-a consumat personajul cu prea multe responsabilități și la un moment dat o renunță la responsabilități să-și refacă energiile, să-și refacă încrederea în sine, să-și refacă banii, unii dintre voi, ori lasă toate aceste bâte pentru seducătoarea magică, misterioasă, nu misterioasă, e magică, cu care ar vrea o colaborare. Acum, pentru cine o fi acest mesaj, voi știți. Eu am citit cărțile, v-am dat deja două mesaje. Cine era? Cine era? Cu rac, săgetător cu rac. Să vedem ce iese. Văzuse și argumente, dar văd și un nou început, vedem. Odată, săgetător cu rac. De două ori, așează-te. De trei ori. Nu prea sar cărțile. Ia uite, ar fi revenit. Două. Sunteți voi la distanță. Încercați să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Să comunicați un pic mai. Mai. Văd totuși niște cărți care vorbesc despre o relație de lungă durată, o căsnicie. Patru de monede, regina de monede și marele preot. Că o fi fost, că e actuala soție a cuiva, fosta soție a cuiva, un personaj. Însă, între acest personaj și voi există distanță și există și mistere. Există secrete. Există
secrete. Nu zic musai că este semnul taurului, zic că este o persoană cu care comunicați eventual, pe care o știți, la care țineți, să zicem, unii sau alții, depinde. Ori voi țineți la acest personaj de mult timp, ori ei, dar acest personaj nu prea se deschide, pentru că e 4 de monede, nu prea se deschide. Nu se deschide, pentru că apar și secretele și apare și personajul care îți ține moneda la inimă. Posibil se deschide doar dacă dați bani. Posibil pentru unii să fi fost o căsnicie cu multe conflicte în care unul a dorit controlul. Da. Unul dintre voi a dorit controlul. Autoritatea a încercat să-și impună stilul cu orice chip. Există totuși mistere în această situație. Însă acum a apărut asul de monede, 9 de monede și 6 de spade. A trebuit să clarific unde se duce acest 6 de spade. Este vorba de o călătorie. Însă central este un personaj singur. Femeie. Singurică, frumoșică, cu reușite, cu bani în bancă, cu diferite... activități. Că e același personaj pe care l-am văzut mai devreme, fosta soție sau fosta prietenă, da? Care acum e singură pentru unii, foarte posibil. Da? Pentru că la capătul setului de cărți există o așteptare. Posibil i-ați așteptat voi foarte mult, ei v-au așteptat, iar există o călătorie, e căsătorie, călătorie, nevoia de a călători. Posibil unii dintre voi nu sunteți aproape, sunteți la distanță. Însă apare acest as de monede. Cine îl dă as de monede? Un dar de bani, am zis mai devreme. Un dar de bani. Dar nu știu de ce. Doamna stă cu spatele la acest dar de bani. Acum, că va trebui să munciți mai mult dacă voi vreți să transformați acest 9 în 10, în relație de lungă durată, posibil va trebui să luptați mai mult. Dar, repet, există niște secrete. Există niște secrete. Da. Deci, un nou început posibil. Acesta se poate manifesta pur și simplu, niște discuții practice, într-o ofertă, într-un cadou, orice se poate manifesta, astfel de un job, o colaborare, da? Cineva oferă acest as de monede altcuiva, care o fi, voi știți. Iar se pune în discuție nevoia de a călători, dar mare grijă că după 6 urmează 7. De-aia am zis, ar fi trebuit să clarific. 7 care este cel care fuge de responsabilități. 5 în urmă sunt conflictele. Dacă, interesant, dacă vrei să ajungeți de la 9 și gata mesajul, dacă vrei să ajungeți de la 9 la 10, vrei să faceți, să oferiți o nouă iertare, un nou început acestui personaj, repet, trebuie să aveți o strategie, lăsați în urmă conflictele, da, situațiile neplăcute din trecut, da? Aceasta e o călătorie mentală, lăsați în urmă, transformați, mergeți către 7, care 7 înseamnă strategii. Folosiți-vă mintea strategic dacă vreți să ajungeți de la 9 la 10, adică să creați un cuplu stabil, da? Aveți mult de luptat, unul trebuie să decidă, unul trebuie să nu mai controleze atâta situația, da. E un scurt mesaj, destul de lung pentru voi. Săgetător cu leu. O dată. De doi. De trei ori așa să te... De trei ori. Ok. Yeah! Ce frumos! Apare și... Leoaica. Apare leoaica. Apare și săgetătorul.
cel care merge să cucerească, da? Asta face, să cucerească noi teritorii. Apar și îndrăgostiții. Și central, nevoia de a comunica, posibil la telefon, pe Skype, da? Să vă vedeți cât de cât și a comunica ceva practic, posibil să oferiți ceva. Este nevoia de a pune bazele unei relații, că aveți aici de ales. Rămâne o aventură, asul de bâte, rămâne atracție sau creați ceva stabil, da? Puneți cărămidă la această conexiune. Foarte profundă, foarte faină, atractivitate există. Îngerii vă ghidează, vă vor ghida ce să faceți. Dar central, repet, este nevoia de a alege stabilitatea și nu de a vă concentra în acest cuplu pe stabilitate și nu pe atracția fizică. Există clar atracție, da? Regina de bâte, cineva poate chiar este mai, da, magică decât celălalt. Într-un fel sau altul, atrage atenția, nu trebuie să se lupte. Aha, interesant. Unul dintre voi pur și simplu atrage atenția, altul în general se luptă pentru această relație. Da? Dar există. Există o situație aici. Un capitol care trebuie încheiat. Ori această regină de monede are pe cineva în preajmă, care îi distrage atenția, din acest motiv se pune central în discuție stabilitate, are pe cineva în preajmă un semn de, nu neapărat semn, are pe cineva în preajmă, care intră în viața sa și din cauza acestui personaj, da, sau acestui stil de viață, poate stilul lor, da, le este teamă să se implice stabil, nu se poate crea această, da, despre care am zis mai devreme, nu se poate pune, de aia trebuie să alegeți, este un moment important de alegere, da? Trebuie să încheiați acest capitol. Unul dintre voi a așteptat, iar apare cineva semn de aer în acest context, niște chestiuni legale, financiare, care trebuie vindecate. Posibil cineva, oh, da, unul a fost în... Unul s-a concentrat foarte mult pe independența sa. Aveți grijă ce alegeți și cum discutați, că valetul înseamnă și discuții, da? Și cavalerul înseamnă discuții. Discutați pasional, dar și practic. Trebuie să alegeți împreună. Pentru că în preajma cuiva a voastră, a lor, există un personaj care nu s-a implicat total din dorința de a avea controlul, de a-și impune stilul și posibil celălalt s-a învățat în relații, nu știu cum să explic ca să nu jignesc, s-a învățat nu neapărat, a tolerat prea mult, da, unul dintre voi în trecutul sau chiar în această relație a tolerat prea mult și trebuie să... Deci, repet, variază, ori să fie în trecutul vostru, ori în această relație. S-a tolerat un stil, da? De a fugi de responsabilitate. Trebuie să alegeți stabilitatea și pasiunea, dar central este stabilitatea, dacă vreți. Pui, dați un pic, uf, ce mănâncă nasul. Tuc, tuc, tuc. Nu uite ce pică. Acum urmează să iau cărțile de jos. Da, să fac mișcare, că și să stau așa înțepenită. Energia trebuie să circule. Hai, săgetător. Fecioară odată, două. Săgetător, fecioare sunt. Săgetător cu fecioare de trei ori. Quadratură. Unul dintre voi a tot așteptat. Unul dintre voi a tot așteptat o ofertă practică și n-a venit. A tot așteptat să materializeze un vis, o relație cu voi sau cu altcineva, o iluzie, un vis, da? Că este Neptun în opoziție cu Soarele în Fecioară, da?
Și acest vis a rămas oarecum în ceață, în frig, nu s-a materializat. Unul dintre voi a încercat să ce? Deci, aveți două cărți de 8. Întrerup un pic, fac o pauză și pe urmă revin. Aveți două cărți de 8. 8 de spade, 8 de cupe și 5 de băte. Semn de foc, să zicem că sunteți voi. Însă se văd monede și aici, la capătul setului de cărți. Central este nevoia de transformare mentală. Foarte posibil pentru fecioare, pentru că ei sunt marcați de Mercur și Mercur reprezintă totuși, este o planetă care reprezintă gândirea rațională. Cineva încearcă să se detașeze emoțional de un trecut. Cine e acest personaj? Am senzația că unul dintre voi nu mă se în cuplu. Pentru unii poate să fie în cuplu, pentru alții să fie în viața sa personală. Trebuie să învețe să se transforme emoțional și mental ca să puteți să schimbați situația dintre voi. Poate că semnul de foc are tendința să lupte, da? Cu concurența, cu pârfele, cu familia, ar vrea să schimbe situația. 5 înseamnă schimbare, 8 înseamnă transformare. E nevoie oricum să schimbați vibrația. Altfel sunteți în conflicte și fizice și mentale și emoționale. Uitați cărțile, da? Deci asta mi s-a arătat, asta vă transmit. Da? Că unul atrage atenția, unul vrea victorie cu orice chip, 6-8 de monede, de băte, semnul de foc, să zicem, vrea victorie, vrea să călătorească, vrea să vină către semnul de pământ, da? Să-și caute stabilitatea, să se întâlnească cu sufletul pe care îl vede așa într-un mod foarte deosebit, da? Fecioară și regina de, și împărăteasa, da? Cu care ar zice că ar putea să aibă ceva. Repet, poate să fie un vis, că e cuadratură, dacă aveți Neptun în săgetător, cei născuți în 70 și chiar 80, se poate crea niște iluzii. Nu vreau să vă sugerez nimic, să ziceți că dacă vreți să mențineți această relație, să luptați pentru materializarea acestui vis, trebuie să transformați totul, da? Transformare emoțională, transformare mentală și luptă. Altfel, în această energie se va duce totul de râpă. Și 8 de spade, să știți că poate să fie influențele altora mentale, 8 de cupe, alte cupe, nu cupa voastră. De-aia zic, analizați-vă totuși mesajul. Săgetător cu ce? Cu balanță? Uhu! Săgetător cu balanță. Mai mă bucur și ea. De trei ori. Ia. O dată. De două ori. Voi apuca să fac și supărsătorul de trei ori. Nu prea vorbește. Cavalerul de cupe. Patru de spade. Spânzuratul. Da, trebuie să comunicați. Posibil sunteți la distanță. Ce eram săgetător cu balanță. Pentru unii aveți pe cineva cu marcaj în semnul peștilor, aracului, a scorpionului. Mai foarte mult pești, văd. Da? În preajmă. În preajmă sau casa peștilor vă influențează foarte mult. Ok. Acum, ideea este că în acest moment, central, aveți 4 de spade, nevoia de a vă vindeca, mai ales semnul de aer, să zicem, de niște dezamăgiri. Poate semnul de aer a trecut prin dezamăgiri, poate voi, cineva trebuie să se vindece. Poate chiar e o bolicică, o răceală de la prea mult înghețată, să zicem. Da, uite, văd aici o înghețată, cineva care vine cu o cupă. Să sperăm că n-a fost înghețată ca să răcească la personajul și să se amâne lucrurile. Încerc să glumesc, dar poate e un mesaj pentru unii. Trebuie să comunicați. Așteptați această comunicare, însă simțiți undeva, intuiți, așa simt, pentru că e și intuiție, că sunt niște secrete
În legătură cu un semn de apă. Deci aveți cavaler de cupe, aveți și spânzuratul, da? Balanța. Ha, interesant. Balanța sau semnul de aer, sau cine e marcat de aer mai mult, da? Este flancat de apă, de pești, de rac, de scorpion. Așa. Este un dezechilibru acasă, un dezechilibru care poate fi trecut doar prin vindecare. Astfel de cupe înseamnă și vindecare, da? Înseamnă și vindecare. Cavalerul de cupe înseamnă și consiliere emoțională, și vindecare. Într-o situație care vă ține acum la pat, nu musai, sau vă ține într-o poziție inconfortabilă, nu puteți să avansați, stagnați dintr-un punct de vedere. Și voi, dacă sunteți săgetători, aveți nevoie de mișcare, de evoluție, de... Da? E Jupiter. La capătul setului de cărți, nevoia de comunicare. Posibil unul dintre voi spionează. Dacă nu sunteți la distanță, dacă sunteți la, adică dacă sunteți la distanță, unul spionează. Pentru că intuiește că mai e o poveste de dragoste. Iar carte la distanță. Da? Un suflet geamăn în preajmă, iar apare balanță și dezechilibru, care dezechilibrează o situație și din cauza asta nu se comunică sau se blochează. Ia uite, niște... destul de complicat. Da. Se blochează ceva. Un ciclu, să zicem. Un ciclu. Da. Deci cam asta ar fi. Central, nevoia 4. 4 o energie fixă. Până se vindecă acest personaj, că sunteți voi, că sunt ei, s-ar putea să mai dureze. 12. Iar este o casă a necunoscutului. Blocajele astea care vin dintr-o energie a vieților anterioare. Trebuie vindecate niște blocaje mentale, emoționale, care vin din altă viață. Eventual încercați să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Să vedeți din perspectiva celui care amână, celui care nu se exprimă. V-ați dori exprimare emoțională. Vreți să călătoriți, să împărtășiți emoții. Dar, repet, unul vrea, altul nu. Unul stă. Așa văd cărțile. Săgetător cu ce ies? Da, săgetător cu săgetător. A, nu pot să cred, nu. Văd aici niște conflicte? Nu, nu cred. La distanță, nu. Săgetătoria, odată. De două ori. Săgetător, săgetător. De trei ori. Așează-te. Ok, astea două. Săgetător. Ce frumos, ce bine că nu l-a. A vrut să se arate. Deci astea le-am văzut și mai devreme. La distanță. Cineva, ori un invidios, ori discuții. Faptul că nu sunteți aproape, să se creeze o tensiune mentală. Ori voi, săgetătorul, cu ce era cu alt săgetător, un săgetător, că eram săgetător cu săgetător, da? Un săgetător are în preajmă o energie negativă, mentală, persoane invidioase sau cineva care se bagă, da, a treia persoană, a treia, a cincea roată la mașină, da, că tot va apărut mașina, da, a cincea roată la mașină. Unul trebuie să decidă între o iluzie. Dacă vreți să manifestați această fericire, deci aveți potențial împreună, da? A apărut soarele și la capătul setului de cărți apare și 10 de cupe, da? A apărut acest potențial de bucurie. Puteți să mergeți, puteți să mergeți. Determinați cu victorie, că asta înseamnă faetonul, către stea, către destinul vostru, dacă comunicați ceea ce simțiți, fericirea asta, dacă comunicați emoțional. Pentru unii, că sunteți doi săgetători, pentru unii
Să aveți unul în preajmă, în preajma sa, cineva cu, cu planete în semnul racului, da? Care vă influențează, un moment de decizie. Trebuie să decideți dacă manifestați acest soare sau mergeți într-o altă direcție, da? Sau mergeți obsedant către șase de cupe sau valetul de cupe sau faetonul, da? Faetonul înseamnă și călătorie, da? Sau mergeți către acest personaj, da? Față de care simțiți voi așa o atracție specială, că v-ați mai întâlnit într-o altă viață, probabil energie karmică, da? E o obsesie pentru cineva care e foarte posibil să lase un 10 de cupe în spate pentru acest, ia uitați-l, da? Lasă 10 de cupe pentru acest diavol. Dar v-am dat mai multe variante, dragii mei. Încercați să vă luați. Pentru că aveți potențial superb, da? Fericire maximă. Puteți să mergeți împreună dacă împărtășiți emoțional. Eventual, dacă au fost niște conflicte sau niște situații, vindecați-le. Pentru că valetul de cupe înseamnă și vindecare. Dar mare grijă dacă cumva intervine altcineva cu poezie, cu emoții, cu iluzii, da? Să nu intervine altcineva. Altfel, cărțile sunt superbe. V-am dat mai multe variante. Ce făceam săgetător cu Capricorn? Poate apuc să fac și Capricornul și Vărsătorul. O dată, de două ori, de trei ori, așează-te. Astea? Magicianul. Jupiter și Capricornul. Doi de monede. Central. E o energie karmică de destin. Într-adevăr, v-ați, sunteți predestinați să experimentați ceva împreună. Sper să nu se termine bateria, da? Să experimentați ceva împreună. Însă... Să iau așa simplu. Vreți să manifestați o schimbare de energie care să vă reechilibreze, 8, da, să vă reechilibreze situația, nu doar financiară, relația. În acest context, în acest set de cărți, monezile sunt echilibrate, în alte cărți sunt dezechilibrate. Deci, vreți să manifestați această schimbare de energie, să vă aduceți energie, norocul în viață, în cuplu, ca să vă echilibrați. 8 este și legătură karmică. Karmic reprezintă și roata norocului. E o legătură karmică. Dacă vreți să o mențineți, trebuie să manifestați într-un anume fel această energie și schimbare de, să luptați, să faceți manifestări pentru schimbare de energie, da? Jupiter. Interesant, Jupiter în Capricorn. Ia uite, Jupiter în Capricorn, posibil anumite lucruri le veți schimba, am înțeles, în momentul în care Jupiter intră în mers direct, da? Nu e retrograd. În acest moment, regele de cupe și moartea, posibil cineva are marcaj în Scorpion, e Pluto în Capricorn. Capricornul probabil că trebuie să se transforme emoțional, ia uite, are și, da? E Pluto. Pluto, rege de cupe... 8 de monede, casa 8, da? E și semn de pământ în Capricorn, avem și aici Capricorn, iau de Capricorn, avem și aici. Este Pluton Capricorn, care trebuie, este provocat. Dacă vreți să aveți răbdare cu ei, Capricornii se transformă de ani de zile sărăcuții de ei. Poate și voi, dacă aveți planeta acolo, e o transformare emoțională, că e Pluto, financiară, că e Saturn, Jupiter, în credință, da? Săracii Capricorn, dragii de ei, trec prin multe. Au trecut și săgetătorii când au trecut pe acolo Saturn, da? Nu zic nu. Dacă vreți să aveți un nou început, trebuie să înțelegeți cum să manifestați schimbarea de energie, de paradigmă. Săgetător cu vărsător. Sper să fac și vărsătorii. Să fac astăzi. Doamne ajută! Ia, o dată, săgetător vărsător, de două ori, de trei ori așează-te, săgetător,
Asta, nu. Odată am văzusem ceva. De două ori văzusem și un ciclu. De trei ori. Ok. E bine. E bine. Unul dintre voi e supărat. Nu vrea să se deschidă emoțional. Unul dintre voi vrea să ofere această cupă, o cupă a prieteniei, șase de cupe. Posibil. Sunteți fostul, fosta în această relație și vreți o împăcare. Șase de cupe înseamnă și împăcare. După ce la un moment dat, unul dintre voi, care o fi acela, a fost supărat. Probabil această cupă a împăcării s-a oferit și înainte, dar celălalt n-a vrut să primească. Central, apare totuși discuția, apare întâlnirea și apare discuția cu asul de spade. Cu semnul vărsătorului rămâne de văzut. Dar apar cupe pentru că aveți planete în semne de apă, da? Interesant că apare iar asul de monede. Se vrea un nou început într-o nouă direcție, o reechilibrare practică, da? 6 și 6, da? 6 de cupe, 6 de monede. Vreți să munciți, că e casa 6 a muncii, a fecioarei, că suntem acum, ca să ieșiți dintr-un ciclu de dureri, da? De supărări, de trădări, posibil unul dintre voi a fost într-un alt cuplu sau în același cuplu, unul dintre voi a experimentat energia aceasta împăratului. Cineva a vrut să-și impună părerea, dorința, forța cu orice chip. C-o fi fost în acest cuplu, da? C-o fi fost separat și poate să fie un tată, poate să fie un șef acest împărat, da? Unul dintre voi a trebuit să treacă prin multe dezamăgiri și să învețe, da? Să învețe să depășească aceste dezamăgiri și energii dureroase. Și cum? Lucrând, că e casa șasea, zi de zi să lucreze emoțional și practic pentru această relație. În felul în care comunicați, da, emoțional, practic, repetă de câte ori pot. Și dacă veți comunica adevărul, dacă veți face acest gest de împăcare pentru unii sau reconectare, ce stăream, probabil că vă conectați și telepatic uneori, da? Puteți să manifestați și un as de monede. Posibil, ce stăream. Posibil semnul de aer, da. Posibil pentru unii o variantă, nu obligatoriu, dar pentru unii posibil semnul de aer. Să fie avut pe cineva în mod special semn de pământ sau taur sau berbec. Taur sau berbec, taur sau semn de pământ, față de care s-a simțit atras. Da. Zic semnul de aer. Acum că sunteți voi, iar voi știți. Dar unul dintre voi a experimentat această energie foarte dominatoare la un moment dat în viață. Din acest motiv este mai supărit. Dar, repet, se dorește lucru, da? Împăcarea, comunicarea. Și iar m-am lungit și mai vreau să știu cât e ceasul, că iar am vorbit mult. Săgetător cu pești. Băi! Ia, ce frumos! Ar fi frumos, dacă ar fi și adevărat. Ce era? Îndrăgostiții? Și 10 de monede? Colaborare care aduce bani? Măcar atât, știi, măcar atât. Unul probabil că e căsătorit sau într-o relație de lungă durată, să zicem. În fine, și trebuie să aleagă. Deci, de trei ori. O dată, săgetător pești. De două ori, trei ori așezați-vă cărților. Asul de bâte. 10 de bâte. Turnul. Regele de cupe. Asul de bâte. O aventură pentru unii care s-a consumat, ori pe unul, ori pe altul, l-a consumat această aventură și s-a produs ruptura. Pac, 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 quadratura. Break the rules. Această pasiune care există între voi, această inspirație Neptun cu Soare este, da, dragii mei,
puneți toată această energie frumoasă în zona artelor, că altfel în alte zone s-ar putea să iasă mai greu. Consumă, cel puțin pe unul dintre voi. Posibil unul dintre voi într-o relație de lungă durată sau are multe responsabilități și atunci această pasiune deja este prea mult și se produce separarea. Dacă vreți să manifestați pasiunea care poate să existe între voi, trebuie să se separe unul dintre voi de aceste responsabilități, de relațiile care îi consumă, da? Dacă vreți să manifestați această oportunitate, băi, înțelegeți? Regele de cupe blochează, își blochează un pic sufletul. Aici sunteți voi sau tot semnul de apă? Semnul de apă are tendința să... Apare un semn de aer în acest context. Și semnul de foc vrea să ofere totuși ceva practic, ceva inspirant, asul de monede, asul de bâte, regele de bâte. Ar vrea. De ce apare ruptura? Am spus, asul de bâte, afară de faptul că există o aventură, există inspirație, un potențial foarte inovativ, care cel mai bine între pești și săgetători poate fi manifestat într-o zonă creativă. Altfel, am senzația că unul dintre voi, posibil semnul de semnul săgetătorului, blochează semnul de apă, nu comunică cu el, pentru că trebuie să aleagă între două persoane, ori între situația asta, da, pe care ei o blochează emoțional, și o altă situație în care semnul de foc trebuie să ofere ajutor să lupte într-o situație karmică cu un semn de pământ pentru unii. Ați înțeles? Sper că ați înțeles. Repet. Dacă vreți să nu se dărâme turnul, folosiți această pasiune într-un mod creativ. Creativ, creați lucruri frumoase. Altfel, dacă vă limitați doar la atracția fizică, la chimie, cam atâta, săgetători. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!